Pregătirile pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale sunt în doi la prefectura Mehedinți. Aici sunt 200. Bun. Și punem aici o parte. Da, punem unul deoparte. Punem două parte. Aici. Avem aici 200. Scuze. Secția de notare. 200 livezi de 214. Buletinele de vot au ajuns deja în județul nostru, astfel încât acum sunt aranjate pe secțiile de votare, urmând să rămână sub pază până sâmbătă. Suntem în pregătiri pentru realizarea materialelor pe unități administrativ-teritoriale, incluzând buletinele de vot, ștampilele, cu mențiunea votat, ștampilele de control și celelalte materiale care sunt în plase separate. Astăzi cred că încheiem această activitate, iar începând de mâine totul va rămâne sigilat și sub pază militarizată până la distribuirea care începe sâmbătă la ora 8. Pentru județul nostru au fost distribuite mult mai multe buletine de vot decât numărul alegătorilor, astfel încât să fie evitată orice problemă și procesul electoral să se desfășoare în cele mai bune condiții. Câte buletine de vot au fost aduse în Mehedinți? Au fost aduse 232.000 de buletine de vot, 10% mai mult decât alegătorii aflați pe listele electorale permanente. De asemenea, același număr de timbre autocolante, fiind și buletine de identitate în afară de cărțile de identitate, pe care se va pune doar ștampila cu mențiunea votat. Toate activitățile desfășurate pentru alegerile din data de 24 noiembrie sunt aproape încheiate.